Hai. Cu deși urât. Haide! Da! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Bă, sper că toată lumea e bine cu virusul ăsta, sper că și familiile și rudele voastre sunt bine și sper că ele sunt, adică toți, că sunteți în casă și vă uitați la reacția mea. Normal. Sunt un super egoist, știu, am fost bulangiu, dar trebuie să vă rog două lucruri la început. Foarte mulți mă urmăriți pe YouTube, dar foarte puțin pe Instagram și aș vrea să opriți videoclipul, să dați un follow la Sniculeț pentru că urmează să fac un giveaway de 1000 de euro, frate, știi? Și vreau să fiți cât mai mulți acolo, mă înțelegi? La 200.000. Și în al doilea rând vreau să vă zic că vă iubesc și că n-aș fi ajuns aici fără voi și că mulțumesc pentru tot, glumeam, vreau să zic să dați un like la episod, să facem 100.000, să postăm următoarea reacție. Asta e, sunt un egoist, o să-mi iau banda și o să mă sufoc, doamne. Bă, mi-ați trimis o grămadă că tot e virusul ăsta, bă, Snic, reacționează și tu la hit 2020, coronavirus chinezesc. Și am zis, bă, nu pot să nu reacționez la ceva care are primele cuvinte în titlu hit 2020. Deci astăzi reacționăm la hit 2020, coronavirus chinezesc. Așa că, doamne, fă-te și tu util și dăm căștile alea mai repede. Te rog. Mulțumesc, cred. Doamne, te rog să nu regrești și să fie super amuzant. Dă-i cu mare. Asta-i tati tarabara, să intre bine pe coronavirus. Ca așa primim noi românii. Ia uite. Coronavirus, hop, hop. Hai. Coronavirus chinezesc. Pe românii să mă cerc. Bă, stai dacă da. E o problemă aici. În primul rând că-s doi gemeni, frate. Sau nu știu dacă e gemeni, dar uite-l, el e Titel și el e Mimel. Cum Titel și Mimel, mă înțelegi? Și în al doilea rând, copiii ăștia extraordinari cântă muzică populară părit de manea. Genial și nu-mi dau seama dacă în spate lor e un green screen sau dacă chiar au filmat așa în mall fix la intrare. Zici, bă, hai, nu mai intră până în mall, că aici oricum ieșim afară, mai dau geaca să ajut că ies afară. Titel, Mimel și Ancuța, dă-i! Vrea să-i țină în cheșă. O știa, mă simt, românul simte. Vrea să-i țină închiși în casă, să n-ai pe pâine pe masă, să n-ai pe pâine pe masă. Bă, ești prost. Dă-i-mă tu. Uite-l pe Mimel, uite-te un pic la Mimel, stai așa. Uite-te foarte atent la Mimel, te rog. Să uite așa pe după cameră. Bă, mi-a zis voi bine când a zis să reacționez la clipul ăsta. Noroc că am aici o farfurie cu fructe. Vă recomand să mâncați fructe în fiecare zi. Să mai o gură de banană că m-a luat cu capul, știi? Da, extraordinar. Ce vreau să observați? Vreau să observați cum românul tratează o problemă, bă, globală, bă. Cum tratează românul problema globală. E normal, bă, frate, a apărut un virus. Bă, dar de ce să nu fac, bă, piesă despre virusul ăsta? Că fac vizualizări, bă, ești nebun la cap. Copii, ce vreau să învățați este că românul se descurcă și în cele mai grele situații. Uite-l pe mine, nu, stai, Titel. Titel n-are nicio problemă cu virusul. Tu de ce ai avea? Mă, de ce ai tu probleme dacă n-are Titel nici Ancuța, nici Mimel? Deci, what the fuck? Dă-i Mimele, dă-i Titele, dă-i Ancuța. Hai. Pe virus, du-te, pleacă. Du-te, mă. Du-te, nu te mai întoarce. Înapoi în China pleacă. Că românii sunt căliți și de virus și de griji. Wow, ia uite. Și de griji. How? Că românii sunt căliți și de virus și de griji. Uite cum intră, stai. Uite ce morții vei se întâmplă aici. Iar asta, bă, bună, tare. Bine, sunt foarte interesante cadrele. Vorbesc acum pe refren, știi? Sunt foarte interesante cadrele cum așa, cum apar imagini cum merg camioanele în China, știi? Că eu zis, pleacă virusul, du-te în China. Și erau niște camioane care posibil erau din China și se duceau spre China, știi ce zic? Gen secvențele alea care îți arată ce se întâmplă, știi? Adică îți confirmă că e cântă despre asta. Ancuța trebuia să se țină așa, Titel și Mimel o dau bine, știi cum ar veni, dar...
Sunt vesel român, bă, dar vesel tare, bă, dar așa, așa trebuie. Băi, când tragi o piesă, te duci la intrare în mall și acolo tragi piesa, bă, că așa mi se pare corect. Bravo, copii, bravo oamenilor care își păstrează simțul umorului și într-o apocalipsă, bă, așa da, așa da, despre asta e vorba. Dumnezeule, dă-i acuțul acolo, că urmai tu ai cântat, n-ai lăsat și pe băieții ăștia doi. Poate oricum, bra, bă, eu vreau să-l au pe Mimel, că dacă nu-l aud, dau dislike, m-am jurat. Așa. Hop. Și acum. Chiar de-i chinezească. Ce să-i faci? Hai! Pe români tot nu ia pleacă. Am pleacă! De peste sau amiară. O să mergă ei în țară. De ce? În țară. De ce? De peste sau amiară. O să mergă ei în țară. Băi! E pierdut! E foame! Bravo copii, bravo! Bravo copii! Hai copii! Mă ridic în picioare pentru... Bravo copiii mei! Hai copii! Aia, ia uite curca aici! Dă-i cu curcanul, dă-i cu curcile! Bravo copii! Hai! 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 Dă-i acolo! Dă-i că-mi iau asta! Hai! Haide! Dă-i! Haide! Mi-am rupt căștile, s-a terminat, mi-am rupt căștile. Întrerup pe videoclipul că mi-am rupt căștile, s-a terminat. O problemă de emisie, producția, e totul bine, e totul bine acolo, sus e bine. În ultimele 40 de minute vreau să iau pe băieții ăștia doi cântând. Dar rămânui din oțel, nicio boală nu dă nici boală nu dă. Cu concluzie. Bă, dă-o morții mei, că dacă l-ai român... Mă pun aici lângă băiatul... Hop, hop! Păi și-au filmat oamenii mei, o dat secvențe de aia din iarnă. Ia uzi! Refrenul ăla de se repetă, zici că e trap. Hop! Da, dar nu, nu, deci nu. Bă, cum adică asta a fost? Adică doar am cuțat, adică aia doi erau erau degeaba acolo, Mimeltitel pe bune. Eu mă uitam la videoclipul ăsta doar că i-am văzut pe băieții mei aici cum intrau. Uite, aici intră unul și aici doi. Deci pentru băieții ăștia m-am uitat. Deci la mine nu există așa ceva, v-am mai zis. Când mă uit la un clip de reacție și îmi place, bă, îl mai văd odată, dar sub altă formă. Mă mai uit odată la piesă, dar mă numai la Titel și la Mimel, frate. Uite, mă uit aici, hop, la Titel și cadru pe Mimel, numai așa. Și vă pun și voi. Și vă imaginați că nu am cuța care e o egoistă mai mare decât mine, n-o cânta doar ea, o cânta toți trei. Ca așa se face într-un gang, bă, egoist tot ce ești. Vrei tu să apari prima pe toate astea? Du-te, în frig să te duci. Dă-i Titel, dă-i Mimel, ia uite-l pe omul meu. Numai la astea doi mă uit, îi pun așa pe ecran, ca mână, ia uite-l. Asta-i. Hai că o învăț până termin învăț, ia uite-l. Auzi, ce s-a venit? S-a revenit emisia de acolo. Băi, sunt bește! Băi! Băi! Sunt bește acolo! Du-te, virus, du-te, pleacă. Asta e cea mai tare, mă! Acum, ia uite! China pleacă. Ia uite, China, asta e China. Așa e China. Sunt griji și de virus și de griji. Și de virus și de griji. Mai va mai. Românii sunt găliți. Și de virus și de griji. Și de virus și de griji. Aia, aia băieții mei. Cum faci tu? Așa? Ia, eu mă duc și pe mine. Hop. Hop. Aia.
Hai, Titel! Mimel, ce fericit! O fi văzut cu o frigei prezel, mini prezel de aia cu sare bun. Mamă, ce aș mânca după videoclip! Hai tu, Anco, mai repede, că stau mini prezel ei acolo și vreau să-i mănânc, Ancuțo! Chestia cu pui aș vrea să o mai aud odată, că nu înțeleg de ce a pus. Ia! Că avem curci în România, că avem de mâncare. Ia uite ce vezi, când avem mâncare, uite cum dansează, s-a terminat. Ia uite gâștele, rățile, rățile, curca, curcanul, ia uite-l, ia uite-l. Zici că e flamingo de ăla, așa? Da, bă, copii, nu știu ce să... Bă, vă dau un like, bă, că sunteți băieți de treabă și aveți umor, bă. Că dacă aș putea să schimb ceva în lumea asta, ar fi să implementez umor, bă. Să nu se mai supere lumea asta, să nu mai facem tragedie din tot. Prezență scenică, da. Cultură generală, da. Dans, da. Coreografie, da. Tot. Deci nici copiii ăștia merită, nu, imnul România aș vrea să fie o adaptare de la Ancuța, Titel și Mimel, serios. Dar foarte bun, am râs, cel mai tare mi-a plăcut dacă ar fi aia cu... Du-te, virusule, în China! Du-te, virusule, în China! Da, așa, calor, cam asta a fost reacția la 100.000 de like-uri, postăm următoarea reacție și să lăsați în comentarii ce faceți voi de când e carantina asta, coronavirusul, că vreau să știu și eu ce faceți. Că eu m-am plictisit. Aveți grijă de voi. Și ne mai vedem, mă jur că ne mai vedem. Că tot o să ne vedem, că stăm în casă, gen. Încă o dată sunt mândru că sunt român. V-am pupat. Pa, bă!